primul rând, pentru invitația de a participa la acest eveniment. Consider că este o mare oportunitate să fim astăzi aici prezenți medici, specialiști și pacienți și reprezentanți ai autorităților să discutăm diferite probleme legate de această afecțiune. Sunt aici practic în dublă calitate și de președinte al Societății Române de Neurologie Pediatrică, dar și de responsabil al subprogramului de tratament pentru scleroză multiplă la copii din centrul de la Spitalul Obregea, Clinica de Neurologie Pediatrică, care este centrul de expertiză pentru boli rare în neurologia pediatrică. Probabil că vă întrebați unii dintre dumneavoastră, unii știți foarte bine care este problema sclerozei multiple la copii. Din păcate, avem această afecțiune și în populația pediatrică. 3-5% din este incidența estimată la copii care au scleroză multiplă. În centrele care sunt specializate însă în tratamentul sclerozei multiple, se pare că până la 10% din pacienți au primele simptome în copilărie. Și în general sunt copii care au vârste cuprinse între 12 și 18 ani, deci este vorba de adolescenți, dar avem și copii cu vârste sub 10 ani, sub 6 ani și chiar cazuri debutate la 3 ani, 3 ani și jumătate. Deci este foarte dificil, pentru un medic este foarte dificil să dea un astfel de diagnostic, să pună un astfel de diagnostic și să-l comunice părinților unui copil. Când vorbim de scleroza multiplă la copii, practic trei aspecte sunt importante. În primul rând, diagnosticul corect și diagnosticul precoce. Apoi, accesibilitatea la un tratament adecvat și la un tratament cât mai precoce și, desigur, ulterior, accesul la alte terapii care să amelioreze calitatea vieții copiilor și părinților în același timp. Despre diagnosticul precoce și corect, în ultimii ani s-au făcut foarte multe progrese în România. Medicii sunt avizați. Prin societatea noastră am organizat la toate conferințele sesiuni de comunicare privind scleroza multiplă la copii și ea este recunoscută în ultimii ani foarte, foarte devreme de la primele semne, iar copiii sunt îndrumați către specialiștii cu experiență în domeniul sclerozei multiple pediatrice. Astfel încât avem pacienți diagnosticați de la primul episod de mielinizant. Desigur, demersul diagnostic, cum spuneau și colegii mei, neurologi de adulți, este unul complex. Implică multe investigații pentru a exclude alte patologii cu simptomatologie asemănătoare, diagnosticul de scleroză multiplă fiind unul de excludere. Și dacă putem să numim părțile bune în acest demers, sunt acelea că știm despre ce e vorba, avem protocoale pe care le urmărim și le aplicăm, dar ca și un aspect puțin mai neplăcut este acela că multe dintre investigațiile care sunt necesare pentru un diagnostic corect trebuie să fie suportate de către părinți. Deci poate aici, cu ajutorul autorităților, vom găsi soluții pentru ca aceste investigații să poată fi decontate de către casă. În privința accesului la rezonanță magnetică nucleară, în ultimii ani, cel puțin ceea ce văd eu în rândul pacienților de vârstă pediatrică, accesul este unul facil. Deci de multe ori pacienții vin chiar cu remeneul făcut, la care s-au decelat leziuni de mielinizantă și vin direct îngrijorați de faptul că copilul lor are poate scleroză multiplă. Legat de tratament. Tratamentul, sigur, în momentul în care am exclus alte boli, ne gândim ce facem. Într-un puseu acut, corticoterapia, se știe, este salvatoare, dar ne gândim ce facem pe viitor cu acești copii. Și avem posibilitatea de a trata copiii cu scleroză multiplă în România. Din 2010
s-a înființat Programul Național de Tratament al Sclerozei Multiple și pentru copii, cu sprijinul profesorului Băjenaru, care a fost atunci foarte deschis când noi am spus că avem și noi pacienți de vârstă pediatrică cu această afecțiune și dacă am pornit în 2010 cu 5 pacienți, acum avem în tratament, de exemplu acum în luna mai sunt 22 de pacienți în tratament. Pacienții au acces la tratament după ce sunt diagnosticați și sigur, cum spunea și domnul profesor Bogdan Popescu, decizia terapeutică este una de comun acord luată împreună cu pacientul și cu familia și cu pacientul care este adolescent și care trebuie să spună dacă acceptă sau nu acceptă tratamentul până la urmă, chiar dacă este minor. Ca tratament, ca terapii pentru copii, avem doar două posibilități, interferonul și glatiramerul acetat, dar numai după vârsta de 12 ani. Deci pentru toți copiii peste 12 ani putem administra tratament în momentul diagnosticului, dacă este necesar. Ce facem însă cu ceilalți copii? Aici avem o dificultate pentru că aceste medicamente nu sunt aprobate sub vârsta de 12 ani și avem la ora actuală în centrul de la Spitalul Obregia sunt 5 pacienți cu scleroză multiplă, forme recurent remisive, cu vârstă sub 12 ani. Un pacient a avut debut la 3 ani și jumătate și o formă agresivă. Cu cât boala debutează mai devreme, pacienții cu semne neurologice debutate sub vârsta de 10 ani au în general evoluții mai nefavorabile, cu multe pusee și cu acumulare de disabilitate. Și pentru acești pacienți, terapiile aprobate sunt doar imunoglobulinele, dar care nu reprezintă terapie de primă linie pentru scleroză multiplă. Deci poate iarăși aici cu autoritățile vom găsi soluții și cu dumneavoastră, cu asociația de pacienți, soluții pentru a putea administra terapie imunomodulatoare și mai devreme. În alte țări, sigur, medicamentele acestea sunt aprobate în mod legal de la vârsta de 12 ani, dar în alte țări aceste terapii sunt cazuri speciale care sunt analizate și aceste medicamente pot fi date și mai devreme și sunt studii în acest sens și grupul de internațional de consens privind scleroza multiplă pediatrică recomandă tratament imunomodulator și la vârste mici. Deci sunt cazuri publicate de la 3 ani în tratament. Și trebuie să găsim soluții, să dăm și acestor copii medicație care să poată fi decontată de casă. Bun, acum am diagnosticat pacientul, i-am comunicat diagnosticul, impactul este unul devastator asupra familiei, asupra copilului dacă el este adolescent și am avut adolescenți care au refuzat tratamentul. Au spus, nu, eu nu vreau să fac tratament. Voi împlini 18 ani, peste jumătate de ani și eu nu vreau. Și mulți, chiar și părinți, nu acceptă tratamentul. Merg și preferă să facă alte terapii. Și ajung la noi ulterior la un alt puseu când sunt mult mai sever afectați și când într-un final se începe terapia. Sigur, în momentul în care comunici acest diagnostic unui părinte, se prăbușește cerul. Asta se întâmplă și chiar zilele acestea am pe secție o fetiță care este diagnosticată cu scleroză multiplă și marți dimineață am găsit-o pe mamă plângând în fața cabinetului pentru că luni după amiază făcuse remeneul și s-au depistat leziunile de mielinizante, fetița fiind deja la al doilea eveniment neurologic. Deci este foarte dificil. Perioada aceasta de negare este foarte marcantă pentru părinți această perioadă. Deci mulți părinți se învinovățesc și spun de ce eu? Ce am greșit? Ce am greșit eu pentru ca copilul meu să pățească acest lucru? Noi încercăm să le furnizăm informații și întotdeauna le spun părinților, vă rog, puneți pe hârtiuță, când vă vine un gând, puneți. Și eu sunt la dispoziția dumneavoastră și mă întrebați tot ce doriți. Și vă rog să nu citiți pe internet. Există o asociație care vă poate oferi informații, puteți să o accesați, le dau datele de contact și întrebați oameni avizați. Este foarte important să nu
aflați tot felul de lucruri care, cum spunea și dumneavoastră, circulă și pot să aibă un impact negativ asupra lor. Și aici aș vrea să vorbesc un pic despre colaborarea pe care o avem noi și ca societate și ca centru, ca clinică de neurologie pediatrică cu Asociația APAN, care a dezvoltat un proiect pentru copiii cu scleroză multiplă și suntem deja la al treilea an, când pacienți, prieteni, medici înnoată la swimatonul care anul acesta va avea loc în 29 iunie la stadionul Dinamo, la bazinul Grințescu, pentru a aduna fonduri și a organiza în cursul verii o tabără pentru copiii cu scleroză multiplă, tabără în care participă însoțiți de către unul dintre părinți și unde sunt prezenți atât pacienți adulți cu scleroză multiplă, psiholog, și doamna psiholog este aici în sală, medici neurologi, pediatri, și care pot oferi informații, ei pot comunica, pot vedea că viața merge înainte și visele lor nu se năruie, pentru că impact asupra unui copil cu scleroză multiplă este atât de mare încât copilul se retrage. Nu vrea să mai afle nimic, nu vrea să mai meargă în tabere, nu vrea să iasă în excursii, nu vrea să iasă cu prietenii. Este foarte dificil pentru ei să accepte și să facă tratament și să meargă împreună cu prietenii când ei au gentuța cu interferon care se administrează la 2 zile și merg cu ea în tabără. Este dificil. Iar experiența în urma acestor 2 deja ediții desfășurate în 2018 și 2017 a fost una nemaipomenită. Deci am avut pacienți, copii care acolo s-au dus foarte închistați și foarte retrași în sine și pur și simplu au înflorit. Și viața lor a mers mai departe și acum ei au 18 ani și mai mult și unii dintre ei sunt psihologi, alții sunt actori, alții sunt cu tot felul de alte profesii, dar au înțeles că viața merge înainte și că pot avea o familie și pot avea copii și pot face ceea ce au visat. Și noi sperăm ca împreună să le ameliorăm și lor și părinților lor calitatea vieții și să le oferim tot ceea ce au nevoie. Mulțumesc!